Salutare! Avem noi excepții fiscale adoptate recent de Parlament, 1-3% impozit pe venit la câștigul din tranzacții pe bursă. Astăzi facem o mică dezbatere, avem invitați pe domnul Gabriel Biriș, avocatul Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul de Finanțe, pe Horia Gustă, care este la fel alături de mine, președinte la Asociația Administratorilor de Fonduri, iar de la distanță avem de fapt doi invitați, pe Adrian Tănase de la BVB și pe Sebastian Burduja, deputatul PNL care de fapt a inițiat acest proiect. Și cu dumnealui cred că o să și începem prima dată să ne facă o scurtă prezentare a proiectului. Bună ziua, domnule Burduja! Vă mulțumesc pentru invitație și pentru această oportunitate, pentru că, pe de o parte, dezbateți un subiect esențial pentru dezvoltarea economică a țării, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, aveți aici o distribuție de oameni care chiar știu despre ce vorbesc. Proiectul nostru de lege vine într-un context. Acest context înseamnă crizele multiple prin care trecem și care în plan economic au două consecințe principale. Pe de o parte, accesul la finanțare devine mai scump pentru mediul privat prin prisma măsurilor pe care Banca Centrală este nevoită să le ia, deci creșterea dobânzii de referință. Asta înseamnă că, sigur, și creditul devine mai scump pentru companiile românești. Pe de altă parte, prin creșterea aceasta a inflației, și românii ar fi bine să se orienteze spre instrumente care le multiplică mai ușor economiile, deci care au un randament mai bun decât aș ține banii la saltea sau în depozite bancare. În același timp, acest proiect de lege vine cu două mari beneficii din punctul meu de vedere. Primul este legat de o debirocratizare a procesului, astfel încât există reținere la sursă. Statul român nu mai interacționează cu 10, 15, 20 de mii de investitori retail, pentru că îmi adresează acest proiect și foarte important, deci persoanelor fizice care investesc pe piața de capital și mult mai ușor colectează de la intermediari. Și sigur și pentru contribuabil este o ușurare a sarcinii în raport cu statul. Pe de altă parte, sigur, e vorba de un tratament fiscal de stimulare a participării la piața de capital, dar nu este o reducere pură de taxe. Și aici sunt într-o oarecare contradicție cu bunul meu prieten Gabi Biriș. Vorbim desigur de o reducere a impozitului de la 10 la 1, respectiv 3%, funcție de perioada deținerii, 3% pentru mai puțin de un an, 1% pentru titlurile de valoare deținute pe termen puțin mai lung, deci peste un an de zile, dar în același timp vorbim de faptul că nu mai compensăm pierderile. Și asta este un lucru foarte, foarte important. Și din perspectiva statului, cred că este un câștig. Vorbeam de o colectare mai ușoară, dar e și o politică, dacă vreți, anticiclică, pentru că, în general, piața de capital merge în cadență cu economia și în anii foarte buni, sigur că și economia crește. În anii mai puțin buni, în care și bursa poate are anumite scăderi, iată că nu se vor mai compensa pierderile și atunci și statul, pe de o parte, va fi oarecum, între ghilimele, mai câștigat în asemenea perioade. Și aș mai spune un singur lucru despre acest proiect de lege, foarte scurt. Este printre puținele inițiative pe care le-am văzut în Parlament. Sigur, eu sunt la primul mandat, dar din ceea ce îmi spun și colegii se menține observația. Un parteneriat între mediul politic și actorii din piață. Sigur, aveți reprezentanții Bursei de Valori București, Asociației Brokerilor, dar ASF-ul, Ministerul de Finanțe, ANAF-ul, Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor. Practic toți acești actori s-au pus la aceeași masă și să știți că timp de vreo 6 luni de zile s-a lucrat pe acest proiect de lege și s-a găsit această variantă care, iată, a fost susținută de toate partidele democratice. Deci cred că sunt elemente pozitive care merită notate și sunt convins că vom fi cu toții de acord că este important să stimulăm participarea la bursă
și să ne mișcăm înspre un ideal pe care eu mi l-am format în anii de capitalism american, în cei 12 ani din America, în care americanul de rând vorbește despre bursă, investește la bursă. Cred că două treimi dintre americani au plasamente, au economii investite în piața de capital. Deci cred că acolo trebuie să ne îndreptăm și noi dacă ne dorim o piață cu adevărat capitalistă, cu adevărat liberă. Domnule Gustă, știu că dumneavoastră ați scris mai mare parte din proiectul ăsta, dumneavoastră la AF, nu dumneavoastră poate propriu zis. Trebuie totuși cred că să și precizăm că de la 1 ianuarie 2023, dacă va fi promulgată și se va publica după aia în Monitorul Oficial, în anul 2023 toate tranzacțiile vor fi taxate cu 3%, când avem 1%, chiar dacă eu am deja dețineri, că nu poate să fie legea retroactivă, nu? Adică eu să spunem la 31 decembrie, am deja de vreo 12 luni deja. Dacă fac tranzacția la 1 ianuarie, nu pe 2 ianuarie, că probabil când se deschide bursa, o să fi probabil taxat cu 3%, că se ia în calcul de ceea ce cumpăr de la 1 ianuarie. Nu. La momentul 3 ianuarie, administratorul de fond sau intermediarul se uită la momentul răscumpărării unităților de fond sau la momentul pentru administratorul de fond, respectiv la momentul vânzării acțiunilor de către deținător, se uită la perioada deținerii instrumentului. Deci legea se aplică de atunci, atunci se aplică și atunci contează momentul păstrării instrumentului. Adică dacă la momentul 3 ianuarie instrumentul l-ai deținut sub un an, impozitul la sursă este 3%, dacă l-ai deținut mai mult de un an, impozitul este 1%. Deci contează ca la acel moment, acela este momentul principal, momentul vânzării sau momentul răscumpărării unității de fond și atunci se ia în calcul perioada deținerii unității de fond sau acțiunii. Deci nu vom avea 3% pentru toate tranzacțiile, vom avea la momentul respectiv 3 sau 1% în funcție de durata deținerii unității de fond la acel moment. Sunt curios, cum ați ajuns la 1 și 3? De ce nu 2 și 4? De ce nu 0 și 1? De ce, nu știu, alte procente, mă rog, tot sub 10%? Că poate că în momentul de față nu vom mai avea 10% la câștigul din tranzacții. Acum, decizia a aparținut inițiatorului. Calculele, dar ați anunțat prima dată lucrurile astea, că nu mă știu, numai cu vreo 2 ani, cred că tot de la dumneavoastră le-am auzit, într-o conferință la BVB. Da. Deci, inițial demersul nostru a fost unul ministerial, ca să spun așa, prin intermediul Ministerului de Finanțe. S-a încercat și prin intermediul primului ministru, cred că în urmă cu 2 ani și ceva s-a încercat și lucrurile nu au mers înainte. Și atunci, prin intermediul domnului Burduja, iată, astăzi avem această lege. Ea mai trebuie doar să fie promulgată. Da, s-a muncit anul trecut foarte mult și inițial cota se dorea a fi una singură. Nu se dorea diferențiată. În schimb, au apărut și elemente în care, oarecum și pentru echilibrarea bugetară, dar și mai e un aspect important. Între 1 și 3% discutăm de un an. De un an în care, practic, ce am vrut să facem? Am vrut să arătăm că, de fapt, e important să-ți menții investiția, nu să intri și să ieși în fiecare lună. Sigur, există categorii de investitori care cumpără și răscumpără în mod frecvent, dar marea majoritate nu fac acest lucru. Un an de zile, după ce ai ținut instrumentele, un an ai reușit să-i vezi și evoluția. Pentru fondurile de investiții de acțiuni, cu investiții în acțiuni sau pentru acțiuni, de regulă, perioadele scurte îți pot aduce pierderi. Nu întotdeauna, îți pot aduce și câștiguri, dar cu cât ții mai mult instrumentul, cu atâta beneficiezi mai mult de el. În sensul în care poți să nu vinzi, nu trebuie să ai neapărat o presiune a vânzării mâine, de aceea noi recomandăm tuturor să nu-și investească în acțiuni sau în fonduri de acțiuni banii de care are nevoie mâine. Și marea majoritate a administratorilor de fonduri care au fonduri de acțiuni recomandă păstrarea investițiilor pe o durată mai lungă de un an în fondurile de acțiuni. Tocmai pentru acest motiv. Poți prinde o perioadă ușor descendentă. Atunci de aici, ăsta este poate principalul avantaj. Da, dacă vorbim totuși de fonduri deschise de investiții, se poate întâmpla aceeași situație și pe piața de capital, în mod direct printr-o investiție. Să cumpăr și azi și mâine și poimâine acțiuni, da? Ce perioadă mi se ia mie, de fapt, în calcul la vânzare? Să spunem că după aia fac vânzarea pe câștig, da? Fiecare instrument are data lui de achiziție. Și poate mi se ia calcul la fiecare... la momentul vânzării,
e un soft în spate care calculează, ia în calcul toate momentele de achiziție de unități de fond, respectiv de acțiuni. Contează separat ce se mai adaugă, foarte important acum, este că vom avea un preț mediu ponderat pe fiecare acțiune. La acțiuni deja aveam acest instrument, dar vom avea și pe unități de fond un preț mediu ponderat. Pentru că astăzi metoda FIFO se aplica la unități de fond și practic fiecare unitate de fond avea data de cumpărare, dar avea și prețul prețul de cumpărare. Uh-huh. Acum vor fi toate preț mediu ponderat și atunci va fi mult mai ușor. Și pentru administrator de fond, de fapt, e o operațiune de soft prin care se calculează, cum spuneam, la momentul răscumpărării T, ne uităm înapoi care este data cumpărării fiecărei unități de fond și lucrurile sunt destul de simple. Domnule Tănase, credeți că ajută investitorii mult această lege dacă va fi promulgată de președinte? Bună ziua, mă auziți? Da. Da, mulțumesc și pentru invitație, domnul Vorbuță. Da, avem o convingere foarte puternică că va ajuta. Primul rând, mesajul este că acest demers nu este pentru a ușura investitorii sau pentru a crea un privilegiu, așa cum s-a mai spus, investitorilor deja existenți în piața de capital. Noi vrem prin acest demers să aducem mult mai mult, să incentivăm populația să vină într-un număr mult mai mare pe piața de capital. De fapt, ăsta este principalul scop al acestui demers. În niciun caz nu vrem să creăm un privilegiu pentru investitorii care sunt deja pe piață, ci vrem prin acest demers să sporim semnificativ participarea populației în piața de capital. De ce vrem treaba asta? În primul rând că economiile unei populații trebuie să stea în piața de capital, e o chestie de educație financiară și vrem să facilităm acest gest pe care majoritatea românilor ar trebui să-l facă, să țină economiile în piața de capital, să țină economiile în acțiuni și obligațiuni. Iar scopul final, aș putea spune că vrem să facilităm prin piața de capital accesul la finanțarea companiilor din România. Există o declarație publică a viceguvernatorului Băncii Naționale a României de astăzi, în care spune că doar 12% din companiile din România sunt bancabile. Da? Este o cifră foarte mică și tot dânsul spune, domnul Georgescu spune că ar fi un necesar de capitalizare în cadrul economiei din România de aproximativ 32 de miliarde de euro. Deci noi vrem prin acest demers, este complet aliniat cu aceste direcții. Prin acest demers vrem să facilităm cumva această capitalizare a companiilor din România. Vrem să le facem mai bancabile și astfel să, în final, să avem și noi o situație mult mai bună în ceea ce privește intermedierea financiară în România. Deci scopul final, în niciun caz, scopul acestui demers în niciun caz nu este pentru a facilita, eu știu, și a aduce anumite privilegii celor 80.000 de investitori pe piața de capital de acum. În niciun caz nu s-a depus atât efort pentru acest lucru. Vrem să generăm ceva mult mai amplu, să generăm dezvoltarea pieței de capital și astfel dezvoltarea economiei din România. Domnule Biriș, dumneavoastră ați avut niște opoziție negativă vis-a-vis de acest proiect adoptat. Mulțumesc pentru invitație și pentru întrebare. Sunt și onorat să particip la această discuție. Nu am avut o atitudine negativă privire la acest proiect. Am avut tot timpul constant o atitudine negativă la toate măsurile care duc la tratamente fiscale discriminatorii și sau privilegiate. În momentul în care un anumit tip de câștig este supus cotei acum de 10% și altul unei cote de 1%, mie mi se pare un pic discriminatorie chestiunea aceasta. Acum, înainte de a intra în detaliile poziției mele, aș vrea să fac două precizări. Unu, este foarte important ca atunci când vorbim în zona publică și când ne adresăm potențialilor investitori pe bursă, să atragem atenția că investițiile pe bursă nu au neapărat un factor de multiplicare pozitiv. Că bursele sunt un instrument, oferă instrumente de investiții semnificativ mai riscante,
decât obligațiunile sau chiar depozitele, care sunt oricum erodate de inflație. Deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Iarăși, nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. În momentul în care facem referire la gradul foarte scăzut de capitalizare și faptul că imensa majoritate a companiilor din România, conform și studiului făcut de viceguvernator, nu sunt bancabile, nu trebuie să sugerăm că bursa poate fi un instrument de finanțare a acestor companii. Pentru că dacă nu sunt bancabile, nu sunt nici listabile, în cea mai mare parte. Deci să nu amestecăm lucrurile aici. Acum, revenind, noi am mai avut impozit de 1% pe bursă. Ține minte că în 2004, la sfârșit, când, până în 2004, am avut 1% pe câștigurile din piața bursieră, atunci se puteau compensa și pierderile în cursul acelui an. Cotă care a rezistat introducerii cotei unice, pentru că au fost interese. La fel cum au rezistat și scutirile din zona tranzacțiilor imobiliare la vremea respectivă, că au fost interes. Ulterior s-a introdus un impozit diferențiat de 1% pentru deținerile, adică vorbim de 2006. Un impozit diferențiat pentru deținerile de mai lungi sau mai scurte de un an de zile, respectiv 1% pentru cele mai lungi, 16% pentru cele mai scurte, considerate speculativ. Cred că 2010. Cred că în 2010 a fost. Nu, după... a fost în 2000, nu în 2005, anul după introducerea cotei unice, imediat după. Chestiune care, această cotă diferențiată, să ne aducem aminte, a dus la dificultăți imense în calculul de către brokeri a impozitelor datorate, că tot ei trebuiau să le facă. Dificultăți care au dus chiar la o grevă a brokerilor. Deci, practic, o zi tranzacțiile au fost suspendate pentru că brokerii au refuzat să mai tranzacționeze datorită faptului că lucrurile erau foarte complicate pentru ei. Acum, înțeleg care este intenția și inițiatorilor și aveți dreptate, această idee este mai veche și e mai veche. Eu am un material aici la care am participat, la redactarea căreia am participat invitat fiind la guvern la vremea respectivă, propuneri de politici publice pentru piețele financiare ale României, în care această propunere apare, pe lângă multe altele care nu și-au găsit materializare legislativă. 1%, la fel de bine putea, dacă România ar fi vrut să dea un mesaj, domnule, susținem chestiunea asta. 1% pe bursă în momentul de față, când vorbim de deficitele pe care România le are, reprezintă peanuts, nimic. Fie că orică e 1%, orică e 10%, din punct de vedere al impactului bugetar, intră la multe zerouri după virgulă. Da? Deci nu contează. Nu înțeleg de ce 1 și 3. Nu înțeleg de ce nu 0. Dacă tot vrei să dai un... Că această lege a trecut în Parlament în aceeași săptămână în care 300.000 de oameni din agricultură, încă 300.000 de angajați români au fost scutiți și de impozit pe salariu și de contribuția la sănătate. În condițiile în care noi avem niște angajamente prin PNRR să reducem în următorii ani de zile scutirile și tratamentele privilegiate. Păi România prin aceste două legi s-a pus pe contrasens total cu PNRR-ul. Practic noi în momentul de față suntem în afara PNRR-ului, ceea ce poate îndreptăți Comisia ușor să suspende plăți. Pentru că nu că nu ne-am îndeplinit niște milestone-uri, dar ni le-am încălcat pe față. Ori, acum, în acest context a venit exprimarea mea că nu e bine. Că nu e bine să continuăm cu, practic, subminarea cotei unice, care știți foarte bine că este un subiect... cred că cea mai importantă măsură de politică fiscală în România post-revoluționară, care a ajutat foarte mult la creșterea competitivității României și care acum este din nou pusă în pericol. Și de ce este pusă în pericol?
este pusă în pericol exact de măsurile care au torpilat-o. Adică să vii astăzi, să spui, domnule, e prea puțin 2% din PIB, impostul pe venit, trebuie să ne întoarcem la cote progresive. Așa cum sunt mulți care vorbesc în momentul de față în piață și sper să nu vedem materializată într-un proiect de lege. La Ministerul de Finanțe se lucrează, din ce știu. Că da? Se lucrează, am auzit și că s-a cerut o opinie de la o firmă de consultanță mare care ar fi impactul, dar eu sper că rațiunea va prima. Cum s-a ajuns de la 3,8% din PIB în 2007, care a fost constant, inclusiv prin criza din 2008-2010, a rămas 3,8%, cum am ajuns la 2%? Este foarte simplu. Prin reducerea de la 16 la 10, revoluția fiscală, da? Când a fost crescut CAS-ul și în compensație a scăzut impostul pe venit, după care jumătate de milion de angajați din zona construcțiilor, producție de materiale de construcții, servicii pentru construcții, angajații firmelor de arhitectură, proiectare etică, au fost scutiți de impostul pe venit. Iarăși, prin faptul că regimul micro-întreprinderilor din 2018, da, a devenit mult mai permisiv, ridicându-se plafonul de la 100.000 la 1 milion și permițându-se și pentru consultanță și management, a făcut ca o parte din remunerațiile mari să treacă pe micro-întreprindere. Da. Și asta a erodat foarte mult baza de calcul. Acum, toate pozițiile mele, luările mele de poziție publice în legătură cu cu politicile fiscale recente ale statului român sunt tocmai în sensul de a atrage atenția că ne autosubminăm bugetul și baza de impunere prin tot felul de scutiri și tratamente privilegiate. Asta fiind unul dintre ele. Vreau să precizez că din punctul meu de vedere, dacă asta este prioritatea numărul 1 și dar trebuie să fie o prioritate, nu știu dacă numărul 1. Prioritatea numărul 1, să dezvoltăm piața bursieră. La fel de bine puteau fi scutite. Înțeleg din punctul de vedere al simplificării. Este în special în ceea ce privește fondurile de investiții, nu bursă, da? Nu investiția directă pe bursă. Pentru că și din nota de fundamentare putem vedea că pe investitori în zona de titluri de investiții sunt 300 și spre 400 de mii. Pot să-ți dau cifra exactă acum, la finalul lunii martie este 545.240, total fonduri deschise și alternative. Fonduri deschise sunt 400 CNP-uri, nu știu. Asta pentru că e posibil ca un investitor să aibă pe vreo 3-4 să fie numărat de 3 ori. Siguranță sunt așa. Mai puțin. Dar oricum sunt câteva sute de mii. Aici, pe fondurile astea de investiții, câștigurile anuale sunt relativ mici. Iar dacă o persoană care este angajat și nu are venituri și din chirii, și din dividende, și ca să trebuiască să depună declarația, declarația unică de impunere, faptul că pentru un venit atât de mic trebuia să depună declarația, putea reprezenta o barieră. Nu pot să fiu de acord cu această și atunci reținerea la sursă pentru acest tip de, pentru câștigul din acest tip de investiții este perfect justificată și nu știu de ce n-a fost făcută până acum. În ceea ce privește însă investitorii pe bursă, în acțiuni, acolo vorbim de oameni ceva mai educați financiar, care eu n-am văzut un studiu, să văd câți dintre cei 17-20.000 de persoane fizice care investesc în acțiuni pe bursă prin intermediul brokerilor români. Activ. Nu, dar total că sunt termin ideea. Câți dintre aceștia depun declarația anuală de venit exclusiv pentru veniturile de pe bursă, pentru câștigurile de pe bursă? Pentru că feeling-ul meu este că imensa majoritate a acestor persoane depun oricum declarația anuală pentru că obțin venituri din activități independente, venituri din chirii, venituri din dividende. Și atunci
Cred că reținerea la sursă pentru investițiile în acțiuni pe bursă nu este atât de justificat și s-ar putea să creeze, mai ales în prisma modului de calcul cu 1-3% FIFO, s-ar putea să creeze niște probleme pe care le-am mai avut. Sper că sistemele informatice ale brokerilor între timp sunt mai bune, pentru că este exact aceea situație din momentul în care au făcut greva. Exact aceeași, numai procentele diferă. 1-3 versus 1-6. Domnule, vreau să vă dau doar să spun un singur lucru. Nu aș folosi subminarea bugetului în acest caz. Calculele ne arată. Este nerelevant. Este nerelevant. E o discuție pe care nici nu trebuie să o avem. Da, deci nu e cazul asta, așa. Da, clar, cu da. Siguranță vom vedea un câștig pe termen mediu și lung la bugetul statului ca urmare a acestei măsuri. Eu sunt absolut convins că bugetul statului va avea de câștigat, pentru că exact cum zice Gabi Biriș, sunt convins că foarte mulți nu și-au depus declarația, sunt convins că n-au plătit, deci unul, trebuiau să-și facă spațiu virtual. Vă referiți în special la investitorii care investesc pe fonduri de investiții, pentru că cei de obicei care investesc pe piața de capital, să știți că știu de declarația unică. Nu sunt convins că știu toți unul, Nu prea cred, pentru că și brokerul, practic, în sistem acolo îți vine. Este adevărat, dar dacă la final ajungi să constați că venitul tău sau câștigul tău este unul destul de redus, ar putea să zici ok, pentru 200 de lei impozit nu mai fac lucrul ăsta. Și atunci și pentru stat, care ar trebui să execute silit aceste persoane, s-ar putea să fie o piedică. Și hai să mulțim poate 200 de lei cu câteva zeci de mii de oameni, să vedem că totuși sunt niște bani pe care, iată, dintr-o dată cu această măsură, cu siguranță în data de 25 ale lunii următoare, așa, acești bani vin în mod automat de la administratorii de fonduri, respectiv de la brokeri. Deci măsura nu cred că face decât să aducă un plus bugetului și n-aș discuta de subminarea bugetului cu această măsură. Dar nici eu n-am discutat. Da, nu, nimeni n-a spus chestia asta. Nu, eu am discutat. Au folosit un pic cuvântul ăsta și vreau să... Menționat acest cuvânt în contextul și cu celelalte măsuri. Alea sunt alte discuții, nu intru în ele. Cu asta am început. Că impactul, că nivelul veniturilor de astăzi cu 10% pe câștig este atât de mic, că orice măsură aplicată acestuia e nerelevantă din punct de vedere bugetar. Am spus asta. Da, e okay. Că vorbim de 10, 15, 20 de milioane pe an. Domnule, am o întrebare pentru domnul Burduja. Domnule Burduja, dumneavoastră ați fost secretar de stat la Ministerul de Finanțe. În perioada dumneavoastră se lucra și la PNRR, dacă nu mă înșel. Cum a spus și domnul Biriș, nu este cumva această măsură în contradicție cu PNRR? Da, este același argument pe care l-a folosit și domnul Năsui în Comisia de Buget, singurul deputat care s-a abținut la acel vot, în ciuda votului colegilor dânsului care au susținut acest proiect. Dincolo de asta, sigur că în PNRR avem un orizont de timp în care să facem ordine în sistemul de taxe și impozite. În același timp, tot în PNRR veți regăsi cel puțin două măsuri care vin în perfectă complementaritate cu ceea ce noi am gândit. Listarea unui pachet de 15% din hidroelectrica până, cred, în trimestrul anului 2022. Ok. Bine, dar nu o face statul, o face de fapt indirect statul prin fondul proprietatea. Exact, da. Așa este, așa este, dar jalonul avem. Și de asemenea o schemă de minimis prin care susținem listarea IMM-urilor din România. Cred că e un sprijin de până la 200.000 de euro pentru piața principală și până la 25.000 de euro pentru piața alternativă. Deci dacă avem în PNRR aceste măsuri care vin și stimulează, dacă vreți, oferta, proiectul nostru vine și stimulează cererea pentru astfel de titluri de valoare. Și, cum să vă spun, am un mare respect pentru Gabi Biriș, dar totuși din 2006 au trecut 15 ani. Când piața îți spune că este pregătită și sistemele informatice de azi cred că nu se compară cu ceea ce regăseam acum 15 ani, cred că trebuie să fii deschis la acest lucru. De asemenea, nu sunt de acord nici cu afirmația că dacă o companie nu reușește să acceseze o finanțare bancară, sigur nu va reuși să ridice bani de pe piața de capital. Sunt companii deja listate care poate nu mai au aceeași favorabilitate în sistemul bancar românesc, așa cum este el astăzi, cu toate constrângerile lui, și care
pot să convingă investitorii de pe piața de capital să le crediteze, să le faciliteze accesul la capital, tocmai prin prisma faptului că într-adevăr o investiție în piața de capital comportă un risc mai mare decât poate și asumă o bancă. Deci toate aceste lucruri și în plus eu am mai dat un exemplu, dar vreau să-l dau pentru că dacă acest proiect de lege nu va avea și o parte de educație financiară prin care să explicăm românilor de rând, opiniei publice, beneficiile, sigur și riscurile, dar beneficiile acestor investiții pe piața de capital, el nu va avea efect care noi le scontăm. Deci, eu am absolvit liceul în 2004, Colegiul Național Mihai Viteazu din București. Dacă mi-aș fi pus pe piața de capital 100 de lei și nu mai mult în fiecare lună, calculul meu spune că aș fi avut astăzi undeva la 200 de mii cu o investiție relativ sigură în indicele bursier. Dacă mi-aș fi pus într-un cont bancar, aș fi avut undeva la 40 de mii de lei, deci undeva de 5 ori mai puțin. Și până la urmă nu i-ați pus nicăieri, dacă ați făcut calculul și vorbiți așa, presupun că în final nu i-ați mai pus nicăieri, nu? Atenție, și aș vrea să-l completez eu pe domnul Burduja. În acest moment, e un exercițiu, atenție, acest calcul ia în calcul și anul 2008 cu criza din 2008 și anul 2020 cu pandemia. Deci sunt momente bine, deci un ciclu extrem de bine de luat în calcul. Deci durata lungă și scuze pentru intervenție. Da, e dobânda compusă, e normal. Cam asta am vrut să vă spun și încă o dată aici și dumneavoastră, domnule, reprezentanții mass media în general, pot veni în susținerea acestui demers și pot promova investițiile pe piața de capital. De câte știu, dumneavoastră trebuie să ieșiți acum. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc. Domnule Tănase, dumneavoastră l-ați ascultat pe domnul Biriș. Sunteți de acord cu ceea ce a spus? Dacă ar fi egalitatea asta între bancabil și listabil, cred că o piesă de capital nu și-ar mai avea sens. Da? Deci sunt absolut două canale de finanțare care funcționează și își asumă riscuri diferite și le evaluează în mod total diferit. Da? Deci sunt foarte multe și vedem companiile care vin pe piața de capital, da? Vin pur și simplu cu niște povești care nu sunt bancabile, pentru că nu au niște asset-uri pe care să le pună garanții, nu se cadrează în evaluările de risc ale băncilor, dar sunt perfect listabile pentru că au niște planuri de afaceri foarte, foarte bine puse la punct. Deci sunt două lucruri, acest lucru este eronat, aș putea spune. Iar cotele, că puneți întrebări despre de unde am venit cu aceste cote, bineînțeles, aceste cote au fost născute în urma unor consultări, atât cu piața cât și cu autoritățile. Da? Și am ajuns la, ne-am consultat inclusiv cu Asociația Brokerilor, cu toate asociațiile care susțin acest demers, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu Ministerul Finanțelor. Stați puțin. Am fost dinainte de consultări. Nu, am o curiozitate, pentru că și domnul Gust a spus o chestie mult mai devreme, chiar la început. Înțeleg că ați venit prima dată cu discuția asta la Ministerul de Finanțe și dacă Ministerul de Finanțe nu a implementat-o, întrebarea mea este de ce? De ce nu a vrut să facă? S-a sugerat un canal parlamentar. S-a sugerat că este o măsură care ar avea un impact, care ar trebui modificat, adică măsura modificării codului fiscal a fost gândită, ăsta a fost mesajul, că ar fi mai bun să fie un demers parlamentar și așa am ajuns la un demers parlamentar. Deci n-a fost niciun alt motiv. Adică n-a fost un refuz pe motiv de calcul sau pe un... N-a fost. Domnul Biriș? Am văzut că afirmația mea cu cele 80% din numărul de companii care nu sunt bancabile, am zis că nu sunt nici finanțabile pe bursă și a generat dezacord. Aș vrea să vă întreb pe invitatul dumneavoastră dacă este conștient că astăzi 93% dintre numărul total de companii active în România sunt micro-întreprinderi. Și dacă consideră că micro-întreprinderile ar putea avea acces în vreun fel la bursă, ținând cont de toate costurile aferente unei listări. Domnul Tănase? Bineînțeles că micro-întreprinderi nu pot avea, pentru că criteriile de micro-întreprindere n-au limite cu cifră de afaceri, nu se pot lista. Absolut.
Deci imensa, da, majoritatea, da, companiilor, la... imensa majoritatea companiilor nu au acces la această, nu, dar mă piață. În schimb, companiile foarte mari, care să zicem că sau companiile mari care au nevoie de finanțare, nu neapărat de listare, prin listare și emit obligațiuni, acolo da, într-adevăr, se poate. Dar cu costurile aferente și cu riscurile aferente. Nu, o companie mare poate să emită și acțiuni și obligațiuni. Deci nu este o regulă că trebuie să emită neapărat obligațiuni. Da? Deci care... am văzut companiile listate care au emis obligațiuni, unele supra-subscrise, altele sub-subscrise, dar am văzut acest fenomen și probabil că dacă o companie decide să se finanțeze pe bursă la costuri în general, promițând o dobândă pe aceste obligațiuni în general mai mare, dacă nu chiar semnificativ mai mare decât dobânzile pe care le plătesc la bănci, înseamnă că într-adevăr nu au avut acces la finanțarea bancară. Deci aici într-adevăr nuanțarea este obligatorie și vă mulțumesc pentru observații. Da. Având în vedere, spuneți. Legat de că s-a mai discutat cu dificultatea din partea asset managerilor și a brokerilor, este soluția pe care o propunem este una extrem de facilă pentru asset manager și pentru broker pentru a reține la sursă. Cred că în momentul în care, înainte când se reținea la sursă acest impozit, era și un proces de compensare care făcea acest proces de reținere mult mai dificil. De aceea am decis ca pierderile să mai fie compensate, tocmai în a facilita această reținere la sursă din partea brokerilor și asset managerilor. Legat de PNRR, cred că trebuie să citim acea mențiune în PNRR cu eliminarea excepțiilor fiscale, spiritul, nu în litera lui, da? Pentru că intuiesc că se face referire la faptul că trebuie să eliminăm anumite facilități care au impact fiscal. Ori ce propunem noi azi nu are niciun impact fiscal și mai mult, cum a zis și domnul Gustă, creează premisele pentru a aduce venituri suplimentare la buget. Deci nu cred că s-ar putea încadra acolo. Plus că există, s-a mai spus că subminăm cota unică. Acum dacă avem cota unică, asta nu înseamnă că nu putem incentiva fiscal anumite domenii. Există astfel de incentivuri fiscale în toate țările și inclusiv pentru câștigurile de piață de capital. Există companii, nu știu dacă ați auzit de Real Investment Trust, da? Există astfel de rate-uri este perfect un incentiv fiscal introdus pentru a incentiva un anumit sector, da? Noi nu avem astfel de rate-uri. În jurisdicțiile dezvoltate există reglementări în ceea ce privește aceste rate-uri, da? Deci nu înseamnă că din cauza unei cote unice sau din cauza unui program PNRR, România nu mai poate să incentiveze fiscal anumite domenii pe care vrea să le dezvolt, cum ar fi piața de capital. Iar făcând diferența, că tot avem tendința să facem diferența între investitorul pe piața de capital și investitorul în fonduri deschise de investiții, nu cred că trebuie să facem această diferență foarte clară. Cum am zis, noi prin acest demers nu vrem să adresăm niște nevoi ale investitorilor actuali, ne vrem să generăm o masă mult mai mare de investitori care să joace la bursă, da? Deci noi nu vrem să rămânem într-o zonă elitistă cu 80.000 de investitori total și cu 20.000 activi, chiar vrem să creștem de aici, să ajungem la cel puțin 500.000 de conturi deschise pe bursă, deci vrem să creștem semnificativ de aici. Deci prin această măsură ne dorim o creștere semnificativă a participării, atât direct cât și prin fonduri deschise de investiții. Iar profilul investitorului în piața de capital față de un profil al investitorului în fonduri, să știți că în mod normal n-ar trebui să fie foarte diferit. Plus că pe bursă poți investi și pe bursă poți investi în fonduri de tip ETF. Noi avem listate ETF-uri care sunt produse similare cu fondurile deschise de investiții și pe care le accesezi tranzacționând la bursă. Domnul Gustav, dorește să spună ceva. Așa cum spunea domnul Tănase, problema pleacă de la un lucru foarte simplu. Numărul de jucători care tranzacționează, care investesc pe piața de capital
românească este unul extrem de scăzut. Numărul activelor aflate în administrarea administratorilor de fonduri reprezintă doar 4,6% din PIB-ul României, care, atenție, procent care ne situează pe penultimul loc în Europa. Dar deci, credeți că asta este motivul asta pentru este care nu merge lumea către piața de capital? Pentru că multă lume a mers direct spre cripto, iar acolo este impozitul 10%. Da? Ca să vorbim că dacă de pe declarația unică ai peste... Asta e o altă discuție cu criptomonedele și cu declararea. Acolo probabil că statul prin Ministerul de Finanțe, prin ANAF, ar trebui să se uită cu mare atenție câți bani se duc în acea zonă și cât sunt fiscalizați din punct de vedere al declarării și al plății impozitului. Dar mă întorc la da, avem o bază care este foarte, foarte jos. Da? Nu e în regulă să ne situăm în PIB cu o pondere în zona administrării fondurilor de investiție. Atenție, administrarea aceasta este făcută de societăți ultra specializate, de societăți de administrare foarte specializate, care respectă regulile europene, dar și române, și care au bancă depozitară pentru fiecare fond și care au și autoritate de supraveghere financiară care supraveghează activitatea lor. Deci este un cadru european și românesc perfect aliniat cu cadrul legal, este unul perfect aliniat cu tot ce se întâmplă în Europa, și cu toate acestea, iată, asta este o măsură care noi credem că trebuie să ne ridice puțin nivelul. Banii se vor duce către administrarea de către oameni profesioniști, așa cum ne ducem la medic, așa cum ne ducem la avocați și așa cum ne ducem la diverse entități specializate, așa și cu banii. Dacă nu ne pricepem, și pare că deocamdată sunt foarte mulți oameni care nu se pricep, unii nici nu își permit să-și economisească, să investească banii, haide atunci când avem bani de economisit să ne ducem cu ei către profesioniști care cu asta se ocupă. Da? Administratorii de fonduri exact asta fac și sunt peste 100 de fonduri astăzi care sunt pe masa investitorilor, pe masa și îi pot alege foarte ușor, cu grade de risc, că tot vorbea Gabi Biriș mai devreme, da, sunt grade de risc diferite și trebuie să fim foarte atenți cu lucrul acesta, da, nu toți bani, de-aia recomandam noi, nu investiți în fonduri de acțiuni sau în acțiuni banii de care aveți nevoie mâine, că s-ar putea să aveți randament negativ. Da. Și așa, cu această măsură, estimările noastre arată că ar trebui să creștem numărul, nu știm în ce orizont de timp, dar ne dorim, da, Bursa de Valori își dorește 500.000 de investitori, ne dorim și noi de la 400 și ceva de mii fonduri deschise să avem 2 milioane de investitori, da, și calculul pe care l-a precizat domnul Burduja cu 100 de lei, da, este un calcul extrem de facil. 100 de lei își permite multă lume, nu își permite toată lumea, asta e realitatea, da? Dar 100 de lei puși lună de lună, da? După 20 de ani, iată, ajungem să avem aproximativ 200.000 de lei în cont. Este o măsură care, și de ce vreau să spun în 20 de ani, termenul lung cu siguranță îți aduce randamente mai bune. Și mai fac doar o paranteză. Noi, în cadrul Asociației Administratorilor de Fonduri, publicăm lună de lună două clasamente ale fondurilor de acțiuni, ale randamentelor fondurilor de acțiuni din România. Randamente pe ultimele 12 luni și randamente pe ultimele 36 de luni. Tocmai să arătăm că, de fapt, durata e importantă și timpul în care stai cu banii îți poate aduce randamente interesante. Și vă dau doar un exemplu. ETF BET Patria Tradeville, de exemplu, are pe ultimele 36 de luni 79,9%, BT Index România are 79%, Certinvest BET Index are 72% pe ultimii 3 ani. Astea sunt randamente pe 3 ani. Dacă ne uităm la ultimele 12 luni, BT Index are 19%, ETF BET Patria Tradeville are 18,6%, Certinvest BET Index are 17%. Și dacă o gândim pe termen foarte lung, de ce 3% s-a luat de la un an? Și de ce nu l-ați spus... 3% până la 1%. Până 1% de ce nu l-ați spus? Aici sigur că se mai pentru poate. 2, 3, 4 ani mai încolo, pentru că vreți în teorie termenul lung. Termenul lung înseamnă mai mult de un an. Termenul lung înseamnă mai mult de un an, dar se pare că, acum nu mai mi-aduc aminte exact discuțiile, ele au fost anul trecut, se pare că în medie la un an se întâmplă ceva. Cineva marchează. Deci înainte de un an și după. Și atunci măcar să ai acest incentiv, okay. Să marchezi, măcar să aștepți un an să vezi și care sunt beneficiile. Beneficiile durate. Da, poate că ar fi perfectibil. Poate că durata de 2 sau 3 ani poate că ar fi fost mai bună. Dar nu știm sigur lucrul ăsta acum. Da. Am și o întrebare pentru amândoi invitații noastre. Care credeți că era bariera mai mare în intrarea de a investi în fonduri sau în bursă direct? Cota de impunere sau reținerea la sus?
Bănuiesc că răspunsul e diferențiat. Cred că aș putea să spun că, sau mă rog, cred la momentul acesta că reținerea la sursă era o barieră mai mare. Pentru special pentru fondurile, da, fondurile pentru deschise fonduri, de investiții, da, da, pentru că el se adresează mari mase de oameni. Fondurile deschise de investiții sunt instrumente în care sunt fonduri în care poți să intri și să ieși în fiecare zi. Ele sunt destinate în special retail-ului și în momentul în care facem un calcul simplu, câștigul ar fi 300-400-500 de lei pe an, iar impozitul ar fi 50 de lei. 50 de lei este o sumă care, pentru care ar fi trebuit să-ți faci spațiu virtual, să-l completezi. Lucrurile nu sunt simple. Asta poți să o afirm. Semnătura digitală? Sau să-ți, și să-ți iei semnătura. Deci lucrurile nu sunt simple. Și atunci asta cred că era o barieră importantă. Cum am zis și eu, confirmați ce am zis eu, că nu înțeleg de ce nu s-a făcut până acum reținerea pe sursă pentru fonduri de investiții. Pentru fonduri. Da. Mulțumesc. Așa, mai este o chestie pe care am văzut-o spunând, l-am văzut de fapt spunând pe domnul Tănase, că declarația unică nu se va mai completa. Eu cred că e parțial fals. Dacă ai peste 12 salarii minime, vei trebui să o depui pentru CAS și CSS. Da, asta e adevărat, pentru că acolo e un calcul mai simplu. Da? Deci este o chestie binară, dacă ai peste și poți să-ți evaluezi la orice, dacă ai venit peste 12 salarii minime, să completezi cu o sumă fixă, 10% din salariu. Deci e o declarație care e mult mai ușor de făcut. A, deci din punct de vedere al declarației, cum ați spus, declarații verbale, nu de declarații unice să nu se facă. Ai sub 12 salarii e 0, ai peste 10% din 12 salarii. Obligația de depunere când ai mai mult de 12 salarii minime se referă la un coș de venituri. Da. Adică nu sunt doar veniturile din câștiguri de capital sau așa, sunt și veniturile din chirii, da, și veniturile din activități, corect, independente, da. Toate sunt în același coș. Inclusiv la dobânzi bancare, da. Care au impozitul reținut, dar dacă faci mai mult de și ales impozitul de ceas. Da. Stresul meu, stres, între ghilimele, ok, avem astea două, vom avea în teorie astea două cote, 1 și 3%, dar mă gândesc pentru munca în plus, chiar dacă este vorba de un sistem informatic, de investiția, probabil că pune un IT să facă, să scrie un cod în spate care să facă calculul ăsta, presupun că brokerii e posibil să mărească și ei comisioanele un picuț. Nu? Adică mă gândesc ce va face, nu? Eu pot să vă spun din perspectiva așa, administratorilor de fonduri, că este o măsură foarte binevenită. Administratorii pot majora doar comisioanele de administrare fondului. Sunt convins că nu o să o facă nimeni pe acest criteriu. Sunt convins din contră că în măsura în care venituri, în măsura în care sumele aflate în administrare vor fi mai mari, cu siguranță și comisioanele de administrare vor fi mai mici. Și mai e un lucru pe care aș vrea să îl precizez. Există anumite costuri fixe pe care le are un fond, fără de care nu poate funcționa, auditor, comisioane de administrare, depozitare, intermediere. Cu cât e fondul mai mare, cu atâtea costuri, cu atât costurile fixe se reduc. Și eu sunt convins că nu o să facă, nu o să-și majoreze nimeni comisioane de administrare, ci din contră, cu cât baza e mai mare, cu atâta există posibilitatea mai mare ca aceste comisioane de administrare să scadă. Și iată, și să scadă, o secundă, să scadă și să se alinieze cu ce e în afară, pentru că a existat foarte multe discuții în România. Domnule, piața românească de capital este scumpă. Piața românească de capital, și mă refer și la broker, și la administratori de fonduri, este o piață aliniată complet reglementărilor europene. Este o piață care suportă aceleași costuri ca și investitorii din alte piețe, dar este o piață mică și atunci da, ea pare scumpă că este mică. Haideți să o mulțim cu 2 sau cu 3 și o să vedem că aceste costuri care sunt scoase în față de foarte mulți care merg și spun eu investesc în afară pentru că sunt costuri mai mici. Da, sunt costuri mai mici pentru că piețele sunt mult, mult, mult mai mari și sigur, ele vin din ani în urmă înapoi. Noi suntem astăzi la aproape 50 de miliarde de lei fonduri, total fonduri deschise și alternative, dar fonduri deschise doar vreo 22 de miliarde. Credem că potențialul este mult mai mare și numai dacă ne uităm, apropo de reținerea la sursă, sunt mulți bani care stau în bănci și pentru acest motiv investitorul sau deținătorul nu mai trebuie să își îndeplinească nicio obligație fiscală pentru că are bani într-un depozit. Și atunci ați făcut o mențiune care cred că e importantă, privire la reglementările europene.
în procesul de analiză v-ați uitat la posibilitatea ca această lege să ne creeze un infringement? Pentru că în momentul în care în cotele reduse de cotele reduse de 1-3% se aplică exclusiv societăților de administrare sau brokerilor înregistrați în România, se creează un avantaj comparativ cu societăți similare din Uniunea Europeană care nu are clienți din România, n-ar beneficia de aceste cote. Ceea ce cred că e un pic... Mărturisesc că nu sunt specialist, dar da? Eu cred că dacă a fost avizul Ministerului de Finanțe, eu cred că Ministerul s-a gândit. Dacă e să fie nevoie de sfaturi, o să apelăm. N-am văzut nicăieri o discuție pe subiectul ăsta și e clar că apare o discriminare între, sau mă rog, să nu zicem discriminare, apare o diferențiere între o societate care din România și una din Uniunea Europeană. Cred că e apanajul Ministerului de Finanțe, nu știu să răspund acum la acest moment. Cred că la justiție. Înțeleg că această lege n-a trecut, a trecut cu toate avizele necesare, așa încât cred că acolo era soluția, dacă era să fie. Acum urmează practic și niște norme, nu? După ce va fi promulgat, urmează niște norme. Este necesar ca Ministerul de Finanțe împreună cu Autoritatea de Supraveghere să emită un ordin comun de aplicare. El trebuie, există și astăzi un ordin comun, este destul de vechi. El trebuie adaptat cu siguranță la nou cadru legal și estimez eu că ar trebui să apară, să înceapă discuțiile probabil după apariția legii și să-l vedem implementat spre toamnă acestui an, pentru că e important să se alinieze și brokerii și cu administratorii de fonduri, să-și alinieze softurile și modalitatea de lucru tocmai la acest cadru. V-ați gândit că e posibil ca la finalul anului să vedem o nouă ordonanță trenuleț, cum se întâmplă fiecare an, și cu o ordonanță care termenul din legea cutare se prorogă pentru data, pentru anul următor. Adică e posibil să fie. Dacă nu apucă să facă norme, e posibil să nu mai vedem nici aplicată. Normele nu sunt ceva greu de făcut. Important era să ai baza și baza sper să o avem zilele următoare prin promulgarea de către președinte. Nu cred că poate să iasă cineva să spună să prorogă aplicarea de la cu 3 zile înainte, în condițiile în care toată lumea își va alinia softurile, adică softurile nu se aliniază pe 27 decembrie sau pe 2 decembrie. Softurile vor fi aliniate din urmă, adică va fi o muncă în spate din partea tuturor, și administratorul de fonduri, și brokeri, dar și autoritatea. Autoritatea e foarte aproape de acest fenomen și autoritatea a fost un mare sprijin. Autoritatea de supraveghere financiară a fost un mare sprijin. Practic, discuțiile inițial începute în urmă cu 2 ani și ceva au început împreună noi, Asociația Administratorilor de Fonduri și Bursa de Valori, la ASF. Deci noi ne-am aliniat noi între noi, am considerat cu toții că e o măsură bună și am început să mergem să facem, să încercăm să modificăm, cum spuneam, pe canalul Ministerului de Finanțe întâi, și iată soluția câștigătoare a venit prin intermediul canalului legislativ. Credeți, domnule Biriș, că se va aplica până la urmă? Da, sunt convins că se va aplica. Sunt convins, da. Nu, știu că dumneavoastră mai aveți așa, aveți o serie de probleme. O parte dintre ele ați și spus, pe care le-ați identificat. Sunt convins că se va aplica, la fel cum sunt convins că se vor aplica, va fi promulgată și legea cu scutirile în agricultură. Nu mi-e însă clar ce se va întâmpla cu restul. În continuare, insist asupra faptului că și am explicat lucrul ăsta, că impactul bugetar e, așa, e nesemnificativ. După virgulă, da. Nesemnificativ. Nu știu ce se va întâmpla în contextul larg al deficitului bugetar și al creșterii imense a costurilor de finanțare în ultima perioadă. Mi-e teamă, sincer, vă spun, mi-e teamă să nu intrăm într-o situație de asta de imposibilitatea finanțării, mai ales că și agențiile de rating sunt un pic nervoase cu privire la evoluțiile din azi, și fiscal monitorul de la FMI, care spunea că în niciun caz România nu ajunge, nu își va respecta țintele de deficit. Deci dacă avem un downgrade acolo, va fi foarte dificil, și atunci este posibil ca guvernul să
fie obligat să ia niște măsuri de genul celor din 2010, ceea ce în contextul ăsta ar putea să pună în pericol și genul acesta de măsuri de stimulare a unui sector. Dar strict dacă izolezi această măsură de restul contextului, nu văd de ce nu ar intra în vigoare și nu... Până la urmă, trebuie văzut după 2-3-5 ani de zile dacă măsura a adus plusurile de valoare susținute de inițiatori. Posibil să existe aceste plusuri și atunci poate măsura generalizat sau chiar îmbunătățită. Dar timpul ne va arăta dacă măsura a fost bună sau rea. Eu v-am zis, reacția mea la această lege a fost generată de o aversiune la tot ce înseamnă tratamente preferențiale sau scutiri. Știți că eu inclusiv în legătură cu situația mea fiscală știu, ați am atras atenția că nu mi se pare normal ca eu să plătesc contribuție la sănătate de 3 ori mai puțin decât secretara mea. Da, pentru că așa e. Adică doar angajații cu contract de muncă plătesc contribuția la sănătate și la pensii la salariu brut. Restul la salariu minim, pe coșul de venituri. Ori genul acesta de politică fiscală este una, din punctul meu de vedere, de divide et impera. Creăm categorii privilegiate ca să ne le câștigăm favorabilitatea la vot și să vedem, lasă restul, mai vedem, că oricum nu contează. Creează riscuri sistemice pe termen, acum pe termen scurt, înainte pe termen lung. Eu nu am vorbit numai de această scutire. L-ați pus un loc, da. Eu am vorbit mereu de scutiri, că nu sunt bune. Pentru că nici nu pot să mai, până la urmă, suntem cu toții cetățeni ai României. România funcționează cu costurile, cu armata, cu sănătatea, cu tot, cu justiția, funcționează din taxele pe care le plătim noi. Ori dacă numai unii plătesc taxe, atunci distrugem liantul care ne leagă. Nu? Că creăm categorii, două categorii de cetățeni. Cetățenii normali și cetățenii care trebuie, hai să nu spunem privilegiați, cetățenii care trebuie stimulați. Eu cred că toți trebuie stimulați. Da. Ori nu poți să... Uite, și aici e extrem de frustrant pentru mine ca cetățean și Horia cred că mă înțelege. Același tip de mulțumire l-am avut și eu la sfârșitul 2020 cu o măsură pe care am considerat-o extrem de bună pentru viitorul României. Creditul fiscal pentru creșe și grădinițe. Măsură care ar fi permis dezvoltarea educației timpurii, fără de care nu avem nicio șansă ca nație să vorbim de un capital uman de calitate și fără să vorbim că nu poți face educație financiară la un analfabet funcțional și avem jumătate din tinerii de 15 ani. Și am fost foarte mulțumit că o propunere pentru care am obținut susținere, a ajuns să fie promulgat. A fost suspendată printr-o ordonanță de urgență la 3 luni după intrarea în vigoare, în aceeași ordonanță de urgență în care au mai fost scutite de impozite niște restaurante și hoteluri. Da, pe astea că le-au băgat exact adică era ultimul paragraf din ordonanță. Din punctul meu de vedere ca cetățean implicat, faptul că spunem că nu avem bani pentru a investi în viitorul nației, dar hai să dăm niște bani, nu vorbesc acum de 1%, să scutim încă niște categorii de cetățeni de impozite, că acum, da? Numai acum ne interesează, nu ne interesează viitorul, este foarte frustrant și îngrijorător. Ori politicile trebuie făcute cu gândul la ce urmează, nu numai la ce facem noi astăzi. Ori noi astăzi ce facem? Noi astăzi îndatorăm pe copiii noștri. Cu orice măsură, orice creștere de cheltuială,
cumpărat, dat 1 miliard de euro pe vaccinuri degeaba. Orice creștere de cheltuială, orice reducere de impozit se face pe costul copiilor noștri. Dacă înțelegem chestia asta și o punem în acest context, poate privim cu alți ochi, cu toți cetățenii votanți și poate și politicienii, da? Privim cu alți ochi genul acesta de măsuri. Cota unică, de aici se zice cota unică, da? Că trebuia să fie să fie unică. Adică principiul ăsta al proporționalității, contribuind cu toții la bunul mers al cetății, este perfect reflectat de cota unică. Dacă tu, ăla trebuie să plătească, celălalt nu trebuie, că avem nevoie să stimulăm construcțiile, că avem nevoie să stimulăm agricultura. Păi și dacă eu am un business care nu este într-un sector de ăsta privilegiat și eu trebuie să plătesc cu 30% mai mult decât concurentul meu pentru același angajat, e clar că sunt discriminat. Level playing field. Adică condiții egale. Asta înseamnă să te gândești la viitor. Dacă ne gândim doar la prezent, orice măsură de genul ăsta poate fi ok. Dar numai acum. Și numai pentru unii. Mă întorc eu la educația financiară care ai vorbit. Fără ea nu se va putea face nimic. Deci sunt niște discrepanțe așa de mari astăzi încât da, de acord cu tine. Educația financiară pe analfabetism funcțional nu poate să funcționeze. Tocmai de aia, da, e bine ce ai zis, dar trebuie să înceapă de foarte de jos, de foarte timpuriu. Este foarte frustrant. Da, asta nu poate face. Este foarte frustrant. Să vezi că nu astea sunt prioritățile. Prioritățile sunt altele. Prioritățile sunt acum. Acum, pe cine? Alegem noi pe cine. Știu că a început cu clasa 8-a, au introdus anumite ore de educație financiară, dar sigur nu o să culegem roadele decât foarte târziu, foarte târziu, pentru că odată profesorii, din câte se pare, nu sunt pregătiți pentru a face acest lucru și aici a trebuit lucrat prima oară. După care, da, există voci care spun de la clasele 1-4 trebuie să începem și să discutăm și sunt de acord. Trebuie să începem, trebuie să schimbăm cumva acest mindset. Da, trebuie să ne ocupăm de bunăstarea financiară proprie de mici. Ori se pare că astăzi nu învață nimeni pe tineri. Și exemplul cel mai bun este cel din pilonul 2 de pensii. La 22 de ani, când intră în câmpul muncii după ce termin și o facultate, cred că 80 sau 90% nu își aleg fondul de pensii. Da? Deci tu nu-ți alegi un fond de... Tu nu-ți alegi, da? Sunt 7 fonduri de pensii, 7 administratori. Știu. Deci tu nu-ți alegi fondul de pensii. Nu mai discutăm de alte investiții. Iar astăzi, mirajul criptomonedelor e foarte... E foarte la îndemână. Odată n-ai nicio reglementare, ai o volatilități foarte mari și sigur mulți vorbesc doar de câștiguri, uită să vorbească și de pierderi, asta e realitatea, da? Pe volatilitățile alea mari, sigur că e foarte frumos să vorbești, domnule, am câștigat, dar cu siguranță sunt unii care au și pierdut. Și asta vine tot dintr-o recunoaștere a lipsei educației. Hai să vorbim în mod concret și de câștiguri, dar și de pierderi. Că așa e în investiții, mai și câștigi. Și câștigi, dar mai și pierzi. Așa e pe peste tot. Deci, da, de acord. Au încercat foarte multă lume, a încercat să lucreze la educația financiară. Multe asociații profesionale, inclusiv Asociația Administratorilor de Fonduri, are un proiect Economisește Inteligent care vorbește fix despre aceste lucruri, despre accesibilitatea fondurilor și despre ceea ce fac fondurile în complexitatea activităților, dar se mai ocupă și bănci, se ocupă de acest lucru și Autoritatea de Supraveghere Financiară și Institutul de Supraveghere Financiară, dar cu toate acestea măsura trebuie să fie naționalizată, să fie la nivelul întregii țări, începând de jos și asta o poate face doar școala. Doar școala cu profesori bine pregătiți, pentru că altfel o să avem, apropo de ce spunea, analfabeți funcțional. Da, ce spuneam este că educația financiară este o cireașă pe tort. Ca să poți să pui cireașa acolo, trebuie să ai tortul. Asta înseamnă că trebuie să investești în educație de timpuriu, de la creșe, grădinițe, școală primară. Da? Dacă noi vorbim la nivelul nostru, noi vorbim cu toții de stimularea bursei, de educație financiară, hai să punem presiune pe decidentul politic
să vorbească de creșe și de grădinițe. Pentru că aia este temelia. Da? Dacă vorbim 1, 4, de educație, iarăși, 5, acum, 8, în toate, uite, dar nu pe peste tot. Vorbim de stimularea investițiilor pe bursă. Păi da, dar înainte de bursă ai seed capital, venture capital, dar după aia listare. Ori noi am început, senzația este că punem un pic carul înaintea boilor. Că dacă vii cu măsuri care să stimuleze vârful, tu practic nu creezi baza. Asta încerc să spun, că trebuie să ne uităm la bază. Ori, din fericire avem instrumente care ne pun more or less pe picior de egalitate cu multe state cunoscute pentru atragerea de investiții. Mă refer la holding-uri. Am făcut-o din 2014, cu un efect limitat, dar vizibil. Faptul că poți să investești prin intermediul unei companii în alte companii și dacă ai mai mult de 10% pentru mai mult de un an și vinzi, nu plătești impozit pe câștig, plătești doar ulterior când dai dividend, când retragi dividendul, deci nu mai ai dublă taxare pe aceste câștiguri. Asta o avem din 2014. Anul acesta am introdus și tot așa cu multă un proiect început în 2015 prima dată. Am reușit să introducem în legislație consolidarea fiscală. Adică să poți să, când ai mai multe companii, să poți să depui declarația de impozit pe profit consolidat pe toate companiile și să poți să-ți offsetezi, să-ți compensezi pierderea dintr-una cu câștigurile din alta. Asta practic e o amânare de impozit, că pierderile alea nu se mai reportează, că le folosești. Dar în același timp este și altceva. Este un plus pentru cash flow-ul investitorului, pentru că nu mai trebuie să plătească impozit într-una când are pierdere, poate pentru că încă n-a crescut-o la nivelul în care să facă profit în alta. Astea sunt instrumente pe care, la introducerea cărora de-a lungul timpului, eu personal am avut un rol. Că le-am susținut, că am mai și scris. Dar niciunul dintre soluțiile astea nu implică cote reduse. Da? Da, în fine. Pentru un cuvânt de încheiere, acum îl lăsăm și pe domnul Tănase, dacă mai este alături de noi. Da, sunt. un cuvânt de încheiere, vă rog. Da, aș vrea tot să fac o mențiune la o ultimă afirmație foarte interesantă a domnului Biriș, în care făcea referire la ciclul de dezvoltare a unei companii și bineînțeles începe cu un private equity și să punem și dânsul a indus ideea că cumva începem cu sfârșitul. Din punct de vedere al piața de capital este la sfârșitul ciclului de dezvoltare a unei companii, însă din punct de vedere al investitorilor cred că ciclul ăsta este inversat, da? Al investitorului de retail. În niciun caz nu vom stimula vreodată un investitor de retail să investească în private equity, da? Deci cred că primul punct de intrare când faci investiții este piața de capital. Așa. E cumva inversat, da? Și pe măsură ce acel investitor devine mai sofisticat, se duce în jos către baza de dezvoltare a unei companii, către private equity, pentru că zona aceea este mai riscantă. Deci cumva zic că am început cu măsura este foarte bună, am început cu baza din punct de vedere al unui investitor, aceasta fiind investițiile în piață de capital și în fonduri deschise de investiții. Da? Încă o dată, cuvânt de încheiere, am susținut acest demers, ne bucurăm foarte tare că am avut susținere și în Parlament. Așa cum zicea și domnul Biriș, timpul ne va demonstra dacă a fost o măsură bună sau nu. Trebuie să așteptăm să vedem efectele acestei măsuri. Care este partea bună a acestei măsuri este că propunerea nu vine cu un risc din punct de vedere bugetar. Cum am zis, impactul bugetar este aproape zero. Da? Deci măsura nu comportă un risc, măsura comportă doar un upside, care se va materializa sau nu. Acest lucru urmând să vedem pe viitor și să vedem dacă ea poate fi îmbunătățită sau nu. Am înțeles. De încheiere. Da.
cred că suntem cu toții oameni civilizați și educați și putem agrea că putem dezagrea. We agree to disagree. Acum, I disagree. Da? Asta nu înseamnă că dacă timpul va arăta că I am wrong, nu îmi voi schimba punctul de vedere. Dar rămâne să vedem, și e foarte important să se facă follow-up. Adică să vedem la un an, la doi ani, la trei ani, care este evoluția și care este impactul, dacă este un impact al acestei măsuri. Noi o facem lună de lună, cadrul Asociației Administratorilor de Fonduri. Noi ieșim în fiecare lună cu un comunicat în care arătăm nivelul total al activelor din industrie și nivelul și numărul investitorilor pe fiecare categorie de fonduri. Deci, apropo de follow-up, lună de lună noi ieșim cu un comunicat de presă în care venim. Sunt convins la momentul acesta că această lege va da un impuls dezvoltării pieței. Dezvoltarea pieței, mă refer la creșterea, prin dezvoltarea pieței mă refer la creșterea numărului de investitori și în fonduri de investiții deschise respectiv alternative, dar și în creșterea numărului de investitori care investesc în mod activ pe bursă. Sigur că dacă această măsură nu o să fie bună, o să venim și o să recunoaștem, așa cum spunea Gabi, dar eu sunt convins la acest moment că este o măsură Eu mai am bună. O convingere că inclusiv faptul că eu m-am exprimat împotrivă a creat discuții care creează awareness. Exact. Și atrage atenția asupra acestui, deci, într-un fel, acestui subiect extrem de important, de altfel. E foarte adevărat, e foarte adevărat. Așa este, de acord cu tine. Fără aceste discuții, cu siguranță că nu s-ar uita cu atâta atenție potențialii investitori pe care industria și-i dorește. Da? Atâta vreme cât discutăm despre randamentele fondurilor, despre principiile de economisire, despre 100 de lei economisiți pe o perioadă lungă, despre impozit care, da, poate stimulează într-o anumită perioadă, anumită categorie și așa. Fără aceste discuții, cu siguranță că lumea s-ar uita la viața de zi cu zi și la fluxul rapid al vieții care trece. Da? Așa că sunt convins că inclusiv această discuție, și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, va da un impuls creșterii numărului de investitori în această piață. Acum rămâne de văzut, timpul o să ne arate exact cum este de obicei și la orice fel de investiție de altfel, trebuie în timp vezi. Așa o să vedem și în cazul ăsta, în timp vom vedea rezultate. Dacă vor fi, dacă nu vor fi, probabil după aia vom discuta iarăși pe aici. Vă mulțumesc mult pentru că ați participat. Și noi pentru invitație.